Continuăm ediția specială la Digi24. Decizia lui Putin de a muta arme nucleare pe teritoriul Belarus crește nivelul de tensiune la nivel mondial. Nu doar Occidentul este deranjat. Putin a reușit prin acest anunț să-și umilească și principalul partener, pe Xi Jinping. Când s-au văzut la Moscova, acum nicio săptămână, cei doi lideri au condamnat toate țările care au focoase atomice în afara propriilor granițe și au cerut la acel moment insistent ca aceste arme să fie duse înapoi. Trei zile mai târziu, ce face Vladimir Putin? Moscova se pune fix în postura pe care ea însă și-a condamnat-o. Despre această mutare care amenință securitatea Europei ne spune mai multe acum Alin Borcea. Bine v-am găsit. Putin a anunțat că Rusia va staționa arme nucleare tactice în Belarus la doar câteva zile după ce el și președintele Chinei Xi Jinping au condamnat țările care au bombe atomice în afara propriilor granițe. Nici o putere nucleară nu trebuie să disloce arme nucleare în străinătate, iar cele care sunt deja dislocate să fie retrase. Asta scrie în declarația comună semnată de cei doi pe 21 martie. Țările semnatare, în mod evident, nu erau excluse. Este pentru a doua oară într-un an când Putin îl umilește așa pe Xi Jinping. Când s-au văzut la Beijing, pe 4 februarie 2022, Putin i-ar fi spus că nu atacă Ucraina. Promisiunea atunci, așa cum știm foarte bine, a durat fix 3 săptămâni. Mai grav, Vladimir Putin știa foarte bine că va trimite nucleare în Belarus când a semnat acest document alături de președintele chinez. Uitați ce zicea Alexander Lukashenko, cel care va primi nuclearele lui Putin pe 22 martie. Rusia postave nam боеприпасы с настоящим ураном. Если они безумцы, то они вот этому процессу дадут толчок. У России не только обеднённый уран. Вы это прекрасно знаете, поэтому din punctul de vedere al armelor nucleare, Belarus se întoarce în situația în care era la începutul anilor 90. Pe teritoriul țării nou independente de atunci erau bombe atomice moștenite din perioada sovietică. Dar acestea nu erau controlate de la Minsk. Și atunci, ca și acum, butonul roșu era la Moscova. Planul Rusiei de a pune nucleare tactice pe granița NATO nu este recent, în ciuda declarațiilor lui Vladimir Putin. Potrivit jurnaliștilor străini care au analizat discursurile președintelui rus, Putin voia să facă mișcarea aceasta din 2021, cel puțin. Adică de când Lukashenko face absolut tot ce îi spune Kremlinul, pentru că armata rusă îl ține în funcție la Minsk. Anterior, președintele Belarus era chiar un critic al lui Putin. Focoasele nucleare vor ajunge pe teritoriul Belarus la vară, după ce vor fi gata depozitele. Dar vectorii de lansare sunt deja acolo de luni de zile și sunt folosite intens. Rachete Iskander, care pot avea focos nuclear, au devenit operaționale în Belarus în februarie anul acesta. O astfel de rachetă balistică ar putea lansa un atac nuclear surpriză asupra NATO. Bate în Polonia, Slovacia, Ungaria și chiar până în România, în funcție de locul de unde este ea lansată din Belarus. Mai sunt și rachetele hipersonice Kinjal, un fel de Iskander lansat din avion, care sunt de luni de zile în Belarus. Rusia, așa cum știm, le folosește frecvent ca să atace ținte din Ucraina, dar le folosește cu focoase convenționale. Acum că o să aibă și focoase atomice, s-ar putea, în cazul în care Vladimir Putin decide să facă acest pas, să fie înarmate aceste rachete Kinjal și cu focoase nucleare. Uniunea Europeană a amenințat Belarusul cu noi sancțiuni dacă nuclearele lui Putin chiar vor fi mutate acolo. Iar Ucraina a cerut o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU ca să fie discutat acest șantaj nuclear, cum l-au numit oficialii de la Kiev. Statele Unite încă nu au văzut focoasele nucleare în mișcare, așa că nu au motiv să schimbe postura de descurajare nucleară, ne-a anunțat Casa Albă. Mulțumim, Alin, pentru informații. Discutăm în continuare cu generalul în rezervă, Virgil Bălăceanu. Mulțumesc că sunteți cu noi la ediția specială. Bună seara! Dacă e să punem în context declarațiile care au venit după anunțul făcut de Vladimir Putin, urmărim două linii de comunicare. Pe de o parte, atenție maximă, monitorizarea, de fapt, situației de la acest moment până în 1 iulie, când spune Vladimir Putin că se va încheia acest exercițiu de mutare a armelor nucleare tactice. De cealaltă parte, o reacție din partea NATO care ne spune să nu fim îngrijorați, pentru că informațiile pe care în acest moment le dețin ne arată că Vladimir Putin nu încearcă altceva decât să atragă atenția cu aceeași amenințare pe care o face de la începutul războiului, amenințarea nucleară. Care poate fi
anunțul sau reacția NATO în acest moment, domnule general? Care pot fi reacțiile NATO după asemenea mutare a lui Vladimir Putin? Ca de obicei, NATO va monitoriza. NATO are nevoie de informații cât mai precise. Ca să oferim un exemplu telespectatorilor, să aibă determinări asupra coordonatelor geografice rectangulare a depozitului unde vor fi stocate aceste arme nucleare. Este o măsură de descurajare și de apărare a NATO. Mutarea acestor arme în condițiile în care se va produce nu duce la o escaladare, nici a războiului din Ucraina și nu înseamnă nici de cum nicio perspectivă a acelui război nuclear strategic a apocalipsei. Pentru că sunt niște argumente. În primul rând, sunt legate de faptul că armele nucleare tactice se întrebuințează pentru lovirea unor ținte militare. Ele au o capacitate mai mică din punct de vedere al distrugerii, o putere mai mică de distrugere. Pe de altă parte, diversitatea munițiilor și a mijloacelor de folosire. Ele sunt mai ales specifice perioadei dinainte de căderea zidului Berlinului, când vorbeam de mii de arme nucleare tactice, de toate tipurile, de la mine antitank, proiectile de artilerie sau obuze pentru obuziere, bombe de aviație de tip gravitațional, rachete cu focos nuclear, torpile cu focos nuclear, încărcături de adâncime pentru lovirea submarinelor cu încărcătură nucleară și așa mai departe. După războiul rece, după 1991, inventarul a scăzut foarte mult, chiar și în privința Federației Ruse. La ei se vorbește de un număr între 1000 și 2000 de tipuri de muniție nucleară tactică. În privința Statelor Unite, n-au păstrat decât bombele de aviație de tip GB-61, Vorbim de aproape 230, dar datele acestea, sigur că ele sunt secrete. Vorbim de existența în Europa, în 5 state, 6 baze, aproape 100 de bombe de aviație, dar ele sunt cele care au rămas după războiul rece. N-a fost nicio convenție din punct de vedere al reducerii armelor nucleare tactice. Sigur că au fost acele acorduri, unele au fost anulate, altele au fost suspendate de dată recentă cu privire la armele nucleare strategice. Prezența lor pe teritoriul Belarusului sigur că reprezintă un element de demonstrație de forță din partea Federației Ruse, un gest de mai mult decât bunăvoință față de regimul lui Lukashenko, față de Lukashenko în sine, și un element care sigur duce la confirmarea sau reconfirmarea unui fapt deja existent, existent chiar dinainte de invazia Ucrainei, a unui război rece, să-i spunem, redivivus, care are, sigur, ca element de graniță, de data aceasta, granița de est a NATO și a Uniunii Europene. Problematica armelor nucleare tactice este o problemă mai veche. Polonia, care de fiecare dată a îndrăznit și n-a avut nicio temere cu privire la atitudinea Moscovei, a cerut ca pe teritoriul Poloniei, și lucrul acesta, cred că înainte de invazia Ucrainei, să fie dislocate arme nucleare tactice de către Statele Unite. Lucrurile acestea, pentru Polonia, nu reprezintă că Polonia ar fi fost pregătită prin dislocarea acestor bombe, că ne putem întreba de ce Polonia vrea un asemenea lucru. Prezența acestor arme nucleare tactice este un element de descurajare. Iar postura pe care o au statele de pe granița de est NATO, în mod deosebit, dar vorbim de aceste state în mod particular, este postura de descurajare și postura de apărare. Nu ne gândim la acțiuni de tip ofensiv. Ca atare, trebuie să tratăm, sigur, cu destul de multă profunzime problematica armelor nucleare tactice, nu neapărat cele legate de Belarus, și mai ales dacă aceste arme nucleare tactice vor fi folosite sau nu în conflictul din Ucraina. Pe de altă parte, s-a subliniat foarte bine, este o notă proastă a relațiilor, nu, care sunt la nivel de parteneriat strategic între Federația Rusă și China, pentru că să nu uităm, unul din punctele pe care le propune China pentru pace este reducerea, nu sună prea bine, dar așa a fost tradus,
reducerea amenințărilor strategice și a posibilității întrebuințării armelor nucleare. Întrebuințarea armelor nucleare, făcând referire atât la armele nucleare tactice, cât și la armele nucleare strategice. Amenințările strategice ne sunt cunoscute. Ei bine, dislocarea acestor arme nucleare tactice pe teritoriul Belarusului reprezintă o amenințare de tip strategic. Nu vorbim de arme nucleare strategice, dar vorbim de o amenințare de tip strategic pentru că aceste arme se apropie foarte aproape de granița de est a NATO. Pe de altă parte, sigur, și România trebuie să privească cu atenție această dislocare, dar actorul, în fapt, statul care va privi și privește cu cea mai mare atenție este Polonia. Polonia, stat vecin. Ca stat vecin și statele baltice, însă pivotul, nu, apărării pe flancul de nord-est, rămâne Polonia. Trebuie să mai luăm în seamă însă un lucru, vom vedea ce ne demonstrează istoria, să sperăm că nu vom mai avea un al doilea război, să sperăm. Pentru că nu știm dacă nu va fi un al doilea război după o perioadă de acalmie după acest război, când se va termina, că nu știm. Regula este ca Federația Rusă să amenințe spre nord-est, pentru că știe că în felul acesta NATO, Statele Unite, și este o realitate la ora actuală, se concentrează mai mult pe nord-est, iar zona predilectă de lovire a Federației Ruse va rămâne tot zona de sud-est, va rămâne tot o axă extrem de volatilă, o axă extrem de fierbinte, la nord de Marea Neagră. În continuare, Marea Neagră, ne spuneți, rămâne punct fierbinte al acestei confruntări? Rămâne un punct fierbinte, pentru că și operația de invazie a Ucrainei a avut într-adevăr ca punct Kievul, însă cred că există o lecție învățată pe care o au generalii ruși. Și dacă va fi și un alt război cu Ucraina, probabilitatea de a aborda tot teritoriul Ucrainei este mult mai scăzută. Domnule Probabil general, vor merge la o dezvoltare a zonei pe care au cucerit-o și pe care vor încerca să o mențină. Este vorba de sud-estul Ucrainei, o dezvoltare care ar urma un alt proiect istoric, nu vorbim de Novorosia, și care nu ar închide accesul Ucrainei la Marea Neagră, ceea ce ar însemna un lucru extrem de dificil pentru Ucraina, inclusiv din punct de vedere economic, vezi exportul de cereale, dar în general libertatea de mișcare și libertatea de comerț pe care nu ar mai avea Ucraina. Trebuie să gândim lucrurile în acești termeni. Pornind de la acești termeni, trebuie să avem o poziție fermă ca cele două flancuri ale NATO, flancul de nord și flancul de sud-est, să aibă o prezență echilibrată. Nu este firesc ca în Polonia să fie 10.000 de militari americani și la noi să avem peste 3.000. Cele două flancuri trebuie să fie considerate. Spuneți că e nevoie de o prezență militară NATO sporită în România. Echilibrată. Pentru că cele două flancuri, amândouă fac parte dintr-un sistem de descurajare și apărare al NATO. Am putea spune cu atât mai mult, pentru că zona cea mai volatilă din punct de vedere al condițiilor de securitate, în mod sigur, o va reprezenta zona, o desemnăm, prin axa Nord-Marea Neagră. Care să fie interesul lui Vladimir Putin, altul decât cel al faptului că atrage atenția? Vorbește de amenințare nucleară, e înfiorător acest scenariu. Dar să muți aceste arme nucleare tactice în Belarus, din Rusia în Belarus, e mai aproape de Ucraina? Care să fie argumentele militare? Nu neapărat mai aproape de Ucraina, într-un fel mai aproape de NATO. Sigur că dacă vorbim, nu știm ce arme nucleare tactice vor fi dislocate, probabilitatea cea mai mare este de bombe de aviație. Se și amintește, nu, de cele 10 bombardiere strategice care vor rămâne permanent pe teritoriul Federației Ruse. Dacă vorbim de bombele de aviație, ele pot să fie folosite și în condițiile în care bombardierele strategice decolează din adâncimea teritoriului Federației Ruse. În schimb, dacă vorbim de focoase nucleare pentru Iskander, asta înseamnă că o apropiere de granița de est reprezintă o demonstrație de forță, plecând de la faptul că o rachetă Iskander are o rază de bătaie cam de 500 de kilometri. Dar dacă facem o asemenea subliniere, n-am date certe, dar bănuiesc că au depozite de focoase nucleare pentru Iskander în Kaliningrad. Deci zona este deja cunoscută din punctul acesta de vedere, pentru că întotdeauna rușii s-au gândit ca să-și creeze condiții favorabile
atunci când spuneau că poate fi un război cu NATO, nu cred că îl mai gândesc la ora actuală, cel puțin în această etapă, Kaliningradul să nu fie izolat. Și atunci îi asigurau toate condițiile pentru a rămâne bine apărat, inclusiv probabil prin prezența în depozit a unor focoase nucleare pentru rachetele Iskander. Altcumva iau, dacă nu mă înșel, chiar două brigăzi, dar o brigadă în mod sigur de rachete Iskander dislocată în Kaliningrad înainte de invazia Ucrainei. De cealaltă parte, nu putem să nu vedem contextul în care Vladimir Putin face această mutare. Forțele ruse atacă orașele ucrainene, dar fără mare succes. Încearcă acum o nouă strategie. Am văzut că lasă pe Prigojin în Bahmut și se îndreaptă spre alte teritorii, încercând să mute cumva linia de front. Și aici vă rog tare mult să mă ajutați cum anume ați văzut că s-a schimbat strategia militară a rușilor. Și spuneam, puneam în context. În acest moment vorbim de o forțe ruse care atacă orașe ucrainene fără succes, vorbim de punerea sub acuzare a lui Vladimir Putin pentru deportarea copiilor din Ucraina în Rusia, vorbim de o declarație surprinzătoare a purtătoarei de cuvânt a Ministerului de Externe rus, care recunoaște conflicte între elitele de la Kremlin. Să aibă o legătură toate acestea? Nu cred că există o legătură. Pe de altă parte, ofensiva, să-i spunem ofensiva de iarnă, care a început în perioada iernii a rușilor, a avut o concentrare pe sud-estul Ucrainei, s-a creat și cred că nu exagerez un triunghi al morții între Vuhledar în sud, în nord cu Piansk și vârful triunghiului fiind Bahmutul. În această zonă i-au început să acționeze ofensiv cu un ritm de ofensivă destul de scăzut, e adevărat, pe mai multe direcții, pe mai multe axe tactice împotriva mai multor orașe. Deci nu este o schimbare acum, ci este o continuare a planului vechi. Întrebarea ar fi dacă iau posibilitatea, de ce nu o fac, să încercuiască Bahmutul. Aici sunt mai multe explicații. Poate să fie și rezistența ucrainiană, pentru că ucrainienii mai rezistă la vest de Bahmut, dar rezistă bine. Au avut chiar câteva contraatacuri înspre o localitate, Ivaskaya, undeva la 6 km sud-vest de Bahmut. Pe de altă parte, s-ar putea să fie o altă strategie a rușilor, pentru că știu că, venind primăvara, condițiile de ofensivă le sunt și lor favorabile, dar sunt favorabile și pentru contraofensiva ucrainiană. Și probabil, este un scenariu cu anumită probabilitate, vor să identifice locurile în care se constituie gruparea de contraofensivă a ucrainienilor, cele mai probabile direcții de acțiune și ei rămânând în apărare, apărarea întotdeauna este favorizată față de ofensivă, să producă pierderi cât mai mari asupra acestor grupări de contraofensivă ucrainiene, astfel încât contraofensiva să nu aibă succes. Federația Rusă a luat de foarte mult timp în considerare capacitatea Ucrainei de contraofensivă, plecând probabil de la premisa existenței numărului de militari, da? Militarii sub arme pe care îi are Ucraina, iar pe de altă parte, ținând seama de sprijinul occidental, care și analizele lor au Ucraina, spus nu? Că sprijinul occidental a adus o tehnologie superioară tehnologiei lor. Chiar dacă nu o recunosc în mod declarativ în analizele lor... Și vom vedea mai târziu în ediția specială un material despre ce văd rușii la televizor. Este foarte interesant. Vorbește exact despre acest aspect. Al tancurilor vechi care fac față armelor de înaltă tehnologie care vin din Occident. Dacă un comentariu la moment. Dacă vor aduce din stocul lor de mobilizare, unde probabil mai au T-54, T-55... pentru că s-a vorbit de T-62 care a fost deja adus, unii analiști occidentali spun că nu vor fi folosite în mod predilect pentru ofensivă, vor fi folosite pentru apărare. Ori dacă tancul T-55 îl pui într-un amplasament, adică într-o fortificație, într-un adăpost în pământ, pe înțelesul tuturor, la care adaugă și cutia blindată, tunul de 100 de milimetri reprezintă un tun redutabil și poți produce cu tancul îngropat, este un termen militar să nu se înțeleagă că este tancul o cazematică, o cazemată pierderi foarte mari celui care atacă.
Nu neapărat tancul acestuia, dar cu un tank cu turn de 100 de milimetri poți distruge foarte bine inclusiv transportoarele de luptă, inclusiv mașinile de luptă ale infanteriei, cum este Abramsul. Pentru că el are acest mare avantaj. Este protejat prin faptul că este într-o lucrare de fortificație, într-un amplasament, este protejat printr-un blindaj, da? Chiar dacă nu vorbim de lupta tank contra tank. Deci nu excludem aducerea acestor tancuri, mai ales că, spuneam mai devreme, Rusia se pregătește pentru o apărare de lungă durată. La început m-am întrebat și eu de ce fortifică Crimea. Fortifică Crimea la 360 de grame, deci grade. De ce fortifică Belgorodul? Pentru că este un teritoriu care nu aparține Ucrainei. Ei își pregătesc toate zonele unde trebuie să reziste unei contraofensive ucrainiene, ceea ce înseamnă că pregătesc zone să reziste pe o perioadă de timp îndelungată, și aici vorbim de anii următori, împotriva oricăror acțiuni pe care le-ar avea Ucraina pentru eliberarea teritoriilor invadate. Iată de ce analiza noastră trebuie să fie destul de realistă, pentru că este clar că nu putem să vorbim de o încetare a războiului, cel puțin în acest an, pentru că nu știm de partea cui va rămâne inițiativa. În acest moment, inițiativa aparține rușilor, chiar dacă ritmul de ofensivă este scăzut. Ritmul de ofensivă scăzut și în privința Bahmutului, și în privința Vuhledarului, unde au fost opriți, și în privința, se vorbește acum de Avdiivka, și în privința Kremina, și în privința Zvatove, și în privința Kupiansk, și în privința Lyman. Iată că am enumerat orașele cele mai importante, localitățile cele mai importante, unde rușii sunt în ofensivă și ucrainenii în apărare. Să ne uităm și la hartă, să ne explicați unde vin aceste localități pe hartă în raport cu estul Ucrainei. De ce? Pentru că de Avdiivka, ca ați spus mai devreme, se vorbește de unii experți deja, o consideră un nou Bahmut. Și sunt câteva informații pe care aș vrea să le punctez de asemenea. Kievul pare să fi preluat inițiativa la Bahmut. Imagini de acolo, imediat vom urmări împreună. Este un oraș fantomă, acestea sunt toate mărturiile care vin de acolo. E o certitudine că bucătarul lui Putin pare să fi fost lăsat singur acolo de armata rusă. Asta e o informație nouă. Ucrainenii ar fi recucerit în ultimele zile unele dintre pozițiile deținute de ruși. Acum, Institutul pentru Studiul Războiului publică o nouă hartă, o vedeți și dumneavoastră pe ecrane, arată cum s-a schimbat situația acolo. Domnule general, cum o citiți dumneavoastră în acest moment harta Bahmutului? O vedem? Dacă nu o vedem cu ochii minții, harta Bahmutului, și o văd în plan îndepărtat, o văd în plan apropiat, lateral dreapta, arată partea de vest care este liberă, nu? Albul înseamnă că este partea liberă, este zona în care ucrainienii au liniile de aprovizionare, liniile de transport muniție, liniile de transport medicamentele, liniile de transport hrană, apă și mai departe. Pe de altă parte, este zona cea mai amenințată pentru ucrainieni, pentru că, în definitiv, dacă vestul Bahmutului cade, atunci Bahmutul va fi încercuit. Pe de altă parte, Bahmutul este traversat de un râu, nu foarte mare, dar uneori în război râurile sunt obstacole destul de importante. Este râul Bahmutka. Ei au reușit, Wagnerul, dar și cu sprijinul brigăzilor aeroportate rusești, să cucerească partea de est până la râul Bahmuta. Câteva zile în urmă spuneau că au cucerit câteva capete de pod și la vest de Bahmuta. Nu știu decât de acțiuni de contraatac pe care le-au realizat ucrainienii undeva la sud-vest de Bahmut. Ideea a fost de a menține liberă o comunicație foarte importantă. Este autostradă în apropiere de Bahmut, care vine de undeva de la Slovian, se îndreaptă spre Lugansk. Controlul acestei autostrăzi este foarte important de ambele părți, și pentru ucrainieni și pentru ruși. Vom vedea însă ce decizii au luat ucrainienii cu privire la desfășurarea unei contraofensive. Pentru că, în definitiv, ei pot să reziste în continuare în Bahmut, dar ca să elibereze părțile
care au fost cucerite în jurul Bahmutului și vorbim de nord, vorbim de est, vorbim de sud, atunci ar trebui să treacă la o acțiune ofensivă care, ei fiind în apărare ucrainenii, se numește contraofensivă. Analiștii occidentali spun că n-ar fi favorabilă o asemenea contraofensivă pentru că ar diminua capacitatea prin pierderi. Repetăm că în condiții de ofensivă, respectiv de contraofensivă, pierderile sunt mai mari și atunci s-ar diminua capacitatea unei grupări de contraofensivă majoră. Pentru că aici nu vorbim numai de eliberarea, de despresurarea Bahmutului, vorbim de eliberarea peste 100.000 de kilometri pătrați. Și atunci, ca să eliberezi peste 100.000 de kilometri pătrați, fără doar și poate, trebuie să ai o grupare de contraofensivă extrem de puternică, vorbim de 10.000 de militari, vorbim de sute de tancuri, vorbim de sute până la 1.000 de mașini de luptă ale infanteriei, vorbim de sute de obuziere, vorbim de un număr important de escadrile de aviație și ei gândeau chiar un necesar de aproape 15 escadrile de F-16 și așa mai departe. Ca atare vom vedea planificarea operațională pe care o decid ucrainienii, pentru că decizia politică este clară. Deși într-o primă fază generalii ucrainieni au vrut să se retragă din Bahmut, avem exemplu celorlalte orașe asediate de Rus, Severodonetsk și Lysychansk, retragerea din cele două orașe n-a însemnat pierderea Donbasului de către ucraineni, ci dimpotrivă, iată că ei rezistă foarte bine pe Bahmut, au rezistat foarte bine la vest de Donetsk, au rezistat foarte bine și au avut o contraofensivă de succes la sud de Harkov. Ca atare, dacă s-ar fi mers pe o asemenea soluție, se spunea că rușii nu aveau succes. Pe de altă parte, decizia politică, Zelenski spune la un moment dat, dacă va pica Bahmutul, se deschid direcții favorabile pentru ruși, și anume direcțiile spre Slovian și Kramatorsk. De ce sunt foarte importante cele două orașe? Pentru că odată cucerite cele două orașe, Slovian și Kramatorsk, în cea mai mare măsură este cucerit Donețcu. În definitiv, în această etapă, rușii vor să cucerească Donețcu în întregime și să recucerească ce au pierdut prin contraofensiva ucraineană, aproape 10% din Lugansk. Lugansku fusese invadat, cucerit în totalitate de către ruși. Este un scop teritorial destul de evident. Lucrul acesta nu pot să-l realizeze la ora actuală, având un ritm de ofensivă destul de scăzut, dar inițiativa aparține tot rușilor, pentru că noi vorbim de continuarea acțiunilor ofensive în Bahmut și vorbim de aceste acțiuni ofensive asupra orașului Avdiivka. Avdiivka de ce este interpretat tot ca un Bahmut? Pentru că este un al doilea oraș din zona Donbasului care este asediat ca și Bahmutul de mai bine de o jumătate de an. Despre relația dintre armata rusă și Evgenii Prigojin, mercenarii Wagner, vreau să discutăm însă după o scurtă pauză. Ce e de menționat este că ați pomenit de această contraofensivă a ucrainenilor. Am văzut apelurile repetate ale lui Volodymyr Zelensky, ale oficialilor ucraineni, către populație, către civili, să nu vorbească despre strategia militară a Ucrainei, să nu analizeze pe vloguri, pe Twitter, care pot fi mișcările Ucrainei, astfel încât rușii să înțeleagă dar care noi este le putem strategia. Discuta. Noi le putem discuta și chiar vă rog să faceți asta. Vreau să înțelegem, de asemenea, ce e în spatele acestei strategii militare, că noi așa am discutat până acum. Ultimele 24 de ore, un bilanț înainte de o scurtă pauză și apoi revenim la discuția noastră, un bilanț al Ministerului Apărării Ucrainei pentru ultimele 24 de ore, asta apropo de planul de pace despre care a vorbit Vladimir Putin în urmă cu puțin timp. Rușii au lovit mai bine de 130 de localități, au folosit mortiere, tancuri, artilerie, rachete S-300, drone și avioane. De altfel, se vorbește despre faptul că noi drone din Iran au ajuns în Rusia. 63 de obiective de infrastructură au fost lovite. Numai în Herson, regiunile controlate de Ucraina au fost lovite de 49 de atacuri rusești. Despre asta, dar și despre mutarea acestor arme nucleare ale lui Vladimir Putin, după o scurtă pauză.
Sunt imagini noi din Bahmut de noaptea trecută, publicate chiar de Ministerul Ucrainean al Apărării. E un oraș fantomă, iar rușii nu reușesc să-l cucerească de mai bine de 8 luni, din vara anului trecut mai exact. Așa se arată războiul în estul Ucrainei, dar Kievul nu s-a debătut nici în plan diplomatic. După anunțul Kremlinului că va muta bombe nucleare în Belarus, Ucraina a cerut deja o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU. Este anunțul pe care îl face agenția France Press. Reuniunea este necesară, susține Kievul, pentru a pune capăt, citez acum, șantajului nuclear al Rusiei. Am încheiat citatul. Ucraina cere de asemenea G7 să amenințe Belarusul cu consecințe considerabile dacă acceptă armament nuclear rusesc. Și să nu uităm că Ucraina a pus întotdeauna la îndoială dreptul Rusiei de a face parte din Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, pe locul care a aparținut cândva URSS. Discutăm în continuare cu generalul în rezervă Virgil Vălăceanu și ni s-au alăturat Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, și politologul Cristian Pârvulescu. Vă mulțumesc că sunteți cu noi, alături de noi la ediția specială. Domnule Pârvulescu, despre această solicitare pe care o face Ucraina acum, o reuniune de urgență, Consiliul de Securitate al ONU, în care Rusia este membră permanentă și are drept de veto. Adică o reuniune, domnul ministru Diaconescu vă poate explica mai multe, dar este o reuniune care doar trebuie să avertizeze, din care nu va rezulta nimic, nu are cum să rezulte. Mai degrabă, din întâlnirea G7 ar putea rezulta ceva, în măsura în care statele membre sunt hotărâte să sancționeze Belarusul, dar asta nu va însemna că avioanele cu militarea rusești echipate cu arme nucleare tactice nu vor fi în Belarus, vor fi în momentul în care Rusia va considera necesar, și asta nu va schimba cu nimic situația. Nu există niciun fel de instrumente pentru a împiedica două state suverane să facă astfel de lucruri, care nu mai aparțin niciunui acord internațional care să împiedice, pentru că, iată, Rusia șantajează acum pe linia acordurilor legate de controlul armelor nucleare. Să nu uităm că armele tactice sunt arme nucleare speciale, în sensul că doar Rusia le posedă. Statele celelalte care au arma nucleară au renunțat, de fapt. Au folosit cândva arme tactice, dar au renunțat la ele pentru că le consideră periculoase pentru propriile armate și pentru propria populație, ceea ce nu este cazul Rusiei în momentul de față. Dar dincolo de această demonstrație diplomatică de care vorbeați, printre multe altele, Ucraina a avut câteva victorii diplomatice și în ultima săptămână, nu se va întâmpla foarte mult, iar războiul se va tranșa până la urmă pe front. Nu știu dacă Ucraina se teme într-adevăr că Rusia ar putea utiliza aceste arme din Belarus, dar, în general, nu credem că Rusia va utiliza aceste arme. China a fost categorică din punctul ăsta de vedere, dar face parte din șantajul asupra opiniei publice occidentale, căci cu cât armele nucleare se apropie mai mult de Occident, cu atât unii se vor teme mai mult și rușii vor specula. Domnule Diaconescu, această solicitare a Ucrainei, dincolo de a fi un gest diplomatic, ce mai poate face ea în forurile internaționale din perspectivă diplomatică? Dar dincolo de asta, pot fi efecte? Pot exista? Este o reuniune a Consiliului de Securitate de mesaj, având pe de o parte în vedere faptul că Ucraina practic ridică o temă care ține de competența Consiliului de Securitate, și de la Declarația Universală până la Carta ONU găsim suficiente prevederi relevante în ceea ce privește legitimarea Consiliului de Securitate pentru a reacționa într-o astfel de situație. Nu poate fi, după părerea mea, cum foarte bine și spunea domnul profesor Pârvulescu, o reuniune de rezultat în sensul unei decizii. Dar, în mod evident, având în vedere, repet, forul cel mai înalt recunoscut la nivelul comunității internaționale ca fiind cel în care se discută, se dezbat și se iau decizii corespunzătoare, este, din perspectiva Ucrainei, un anume tip de semnal, pentru că în Consiliul de Securitate, în sens larg, dincolo de cei 5 membri permanenți, sunt state din diverse zone ale lumii. Aceste state, unele dintre ele, sunt neutrale față de ceea ce se întâmplă în Ucraina astăzi. E mult spus, dar în orice caz se face tur de masă. Deci aceste state neutrale vor arăta în Consiliul de Securitate, și nu neapărat într-o bilaterală sau întâlnire regională în Africa de Sud, vor arăta care este poziția lor față de aceste teme foarte grave pe care Ucraina le aduce. Și nu vor putea fi neutre, așa cum sunt și acum,
în acel discurs? De regulă, la ONU discursul este alambicat, dar, cum să vă spun, atâta vreme cât ții miza foarte sus într-o astfel de criză, practic acoperi așteptarea politico-diplomatică internațională. Trebuie înțeles un lucru. De la mandatul de arestare a lui Vladimir Putin până la o reuniune a Consiliului de Securitate, cei care vorbesc în numele statelor și care se află într-o zonă de ambiguitate sau neutralitate, se gândesc nu numai la ziua de mâine sau la momentul în care are loc acel discurs, ci la o poziționare pentru luni și ani de acum încolo. Când, Doamne ferește, poate unele dintre ele vor trece prin situația prin care trece Ucraina. Adică, la un moment dat, un stat, poate nuclear, le va ataca și, nu, nefiind, să zicem, membri ale Alianței Nord-Atlantice, vor avea nevoie de ajutor. Și în acel moment, la același Consiliu de Securitate, poate cineva le va reaminti, în condiții similare, ați avut un anume tip de atitudine. Legitimitatea voastră acum de a cere un sprijin cum cerea Ucraina atunci este destul de complicat de susținut. Dar să ajungem acolo, să vedem până la urmă o astfel de reuniune de urgență. Vladimir Putin a spus, domnule general, că mută aceste arme nucleare pentru că și Statele Unite ale Americii a făcut asta. A desfășurat de mult timp, am citat din discursul lui, arme nucleare în țările cu care sunt aliate. Și a menționat câteva state. Germania, Turcia, Olanda, Belgia, Italia și Grecia. Despre acest argument al lui Vladimir Putin. Sunt arme nucleare tactice care aparțin Statelor Unite, au făcut parte din inventarul mult mai mare pe care Statele Unite îl aveau înainte de războiul rece, înainte de căderea zidului Berlinului. Și au fost menținute. Cantitatea pe care o au americanii față de cantitatea pe care o au rușii este diferită. Adică în cazul rușilor se vorbește, fără să avem date certe, 1000 la 2000 de arme nucleare tactice. În cazul americanilor vorbim doar de bombe nucleare GB61, mai multe moduri, care înseamnă capacități diferite ca și putere de lovire. Sigur, ele sunt în cele 5 state, 6 baze. Nu știu de Grecia, informație nouă pe care o aduce Moscova, știam doar de 2 baze din Italia. Deci putem spune că este o moștenire din perioada războiului rece. De fapt, majoritatea statelor posesoare de arme nucleare tactice, după 1991, am avut acea perioadă de vacanță lungă în Europa, au renunțat la aceste arme nucleare tactice pentru că ele nu se mai gândea că vor mai fi folosite vreodată. Noi n-am mai gândit în termenii războiului clasic în Europa. Războiul în Europa și războiului de tip clasic, care poate presupune la un moment dat și arma nucleară tactică. Arma nucleară tactică este destinată țintelor militare. Arma nucleară strategică este destinată marilor orașe, marilor capitale. Arma nucleară strategică este un element de descurajare, doar și ca idee de planificare strategică ar trebui să ducă la scoaterea țării respective din război, dar ar însemna autodistrugere și vorbim aici de mari posesori, marile puteri nucleare, ele sunt două, nu? Federația Rusă și Statele Unite. Am început cu Federația Rusă ca numărul cel mai mare de focoase, dar diferența este nesemnificativă când vorbim de capacități imense cu privire la puterea de distrugere. În schimb, arma nucleară tactică poate să fie folosită asupra unor grupări de forțe, asupra unor puncte de comandă, asupra unei infrastructuri critice, chiar fie ea civilă, dar folosită în scopuri militare. Marea problemă este că nu știm care este această diferență între momentul întrebuințării armei nucleare tactice și posibilitatea de escaladare. De aici și poziția, cred eu și nu greșesc, destul de fermă, dacă nu destul de fermă, ferma a Chinei ca într-un război de tip clasic să nu fie folosită arma nucleară tactică. O scurtă mențiune, avem o informație de ultimă oră, vine dinspre jurnaliștii de la CNN, e referitoare la Bahmut. Drumurile de aprovizionare, mai exact, către Bahmut sunt sub controlul cert al forțelor ucrainene, care au reușit să îndepărteze forțele ruse de acolo, asta anunță jurnaliștii CNN, iar presa ucraineană, Pravda, anunță că polițiștii de frontieră ucraineni au eliminat o unitate de asalt a grupului Wagner în Bahmut în această după-amiază. Era o unitate cu 15 mercenari, susține Pravda. Despre această informație vreau comentariul dumneavoastră, domnule general. Am comentat și anterior. Partea de vest a Bahmutului, zona limitrofă Bahmutului, este liberă.
Ea a fost sub controlul ucrainienilor. Problema era să mențină acest control ca Bahmutul să nu fie încercuit. Deci, pe de o parte, se acționează de la est spre vest, vezi acțiunile lui Wagner, nu de unii singuri, alături de una, două, mai multe brigăzi aeroportate, brigăzi de elită ale rușilor, dar pe de altă parte se acționează de către ruși și pentru încercuirea acestuia. Nu cred că a fost o contraofensivă de care nu știm ca liniile de aprovizionare, liniile de comunicație la nord, la est și la sud de Bahmut să fie eliberate, să fie în mâna ucrainienilor. Asta ar însemna o contraofensivă de succes. Asta ar însemna scoaterea de sub pericolul cuceririi de către ruși. Este foarte important însă la ora actuală dacă se menține această libertate de mișcare, libertate de aprovizionare, menținerea liniilor de aprovizionare la vest de Bahmut. Însă lupta continuă, inclusiv rușii vor continua să asedieze Bahmutul și spuneam mai devreme, vom vedea, să nu se transforme acțiunea de apărare a lor într-o acțiune capcană pentru ucrainieni, adică să înceteze ritmul de ofensivă rușii într-un mod preconceput, în ideea de a vedea acțiune de contraofensivă ale ucrainienilor și a-i lovi. Au mai reacționat așa în acest an de război? Nu, n-au mai acționat așa, însă ei când au fost surprinși de contraofensiva ucrainiană la sud de Harkov, o pătrundere destul de importantă, aproape 80 de kilometri, atunci au reacționat relativ bine pentru că au închis această pătrundere. Adică n-au putut să meargă mai departe ucrainienii să elibereze Kremina, să elibereze Severodonetskul, Lysychanskul. Deci ei au reușit să refacă apărarea în zona respectivă, continuă apărarea și acum, ba mai mult decât atât, în zona respectivă, în Lugansk, vorbim încă de o contraofensivă a rușilor, pentru că este împotriva ucrainienilor care au cucerit o parte din teritoriu. În continuare urmărim informații cât mai poate fi documentată această mutare a armelor nucleare tactice în Belarus. De ce avea nevoie Vladimir Putin, domnule profesor, să facă gestul acesta? E și doar să fie doar un mesaj de amenințare sau are de gând să meargă mai departe? Dacă își dorește o alianță cu Turcia, cu China, scuzați-mă, tocmai acum după ce Xi Jinping a făcut această vizită istorică la Moscova, nu le va putea folosi. Deci face parte din retorică, din gesticulație, nici pe departe din acțiune militară efectivă. Dar cum vă spuneam, pentru opinia publică occidentală, pentru opinia publică din țările care se simt amenințate, asta nu contează. Diferența între arme tactice și arme strategice nu este făcută de opinia publică. Opinia publică se teme pur și simplu de faptul că va fi folosită... Doar termenul nuclear sperie. Da, bineînțeles. Și în România sunt destul de mulți. Ca să nu mai discutăm că războiul hibrid și forțele proruse, cele disuasive care încearcă să vorbească despre pace, ne explică cât de important ar fi ca să înțelegem că Rusia reprezintă un pericol efectiv și să cedem în fața pretențiilor ei. Deci este, iar acțiunea o văd efectiv ca o consecință a întâlnirii dintre Vladimir Putin și Xi Jinping. Întâlnirea este evident importantă, dar China, revin, nu acceptă, nu a dat niciun fel de semnal. Apropo, nu știm nimic după această întâlnire despre posibile negocieri de pace pe care China să le faciliteze. Nu există nicio discuție cu președintele Zelenski, deși se vorbea despre asemenea discuție. Chiar dinainte discuție. De a ajunge la, dinainte la se vorbea. Moscova. Sigur, niciodată oficialii de la Beijing n-au discutat despre asta, dar au lăsat să se înțeleagă că ar fi posibil. N-au negat că așa ceva ar fi posibil, ori nu s-a întâmplat. Putem presupune atunci că în discuția care s-a purtat la Moscova nu s-a ajuns la niciun fel de numitor comun. Iar formula aceea, ultima formulă pe care Xi Jinping a spus-o, la revedere, prieten drag, ai grijă de tine. Pe de altă parte, avertismentul pentru Occident va urma o schimbare cum n-a mai fost de 100 de ani. E important ce înseamnă ai grijă de tine, dragă prieten, dacă nu un avertisment pentru Vladimir Putin și pentru Rusia pe care o conduce, că nu trebuie să facă greșeli. Continuăm analiza, însă după o scurtă pauză revenim la ediția specială. Rămâneți pe Digi24.
În fiecare zi apar informații noi de pe front care demonstrează degringolada din armata rusă. Una dintre cele mai noi înregistrări de acest fel vine de la un grup de soldați care reclamă proastă organizare, dar mai ales că au fost abandonați în mijlocul luptelor de armata separatiștilor din Republica Populară Donetsk. Același grup de soldați mai făcuse un apel la Putin la mijlocul lunii februarie. Мы военнослужащие разведроты 54-го танкового полка после прибытия в зону специальной военной операции были прикомандированы к 267-му стрелковому батальону 1-й славянской бригады. Обращаемся к общественности и командованию вооруженных сил Российской Федерации. В данный момент нас отправляет на штурм укрепленных позиций, который не будет подкреплен работой нашей артиллерии и работой бронетехники. Мы, выполняя задачи на данном направлении, своими глазами видели плохую организацию штурмов и обороны. Находясь на позиции на передней линии, мы на протяжении 15 дней не могли выпросить подавление огневых точек противника. Давались направления и координаты на подавление, но ответного огня с нашей стороны не было. Хотя артиллерия противника обстреливала наши позиции на протяжении всего периода с одного и того же места. В связи с этим мы понесли очень тяжелые потери. Местные офицеры Донецкой Народной Республики покидали позиции и оставались одни мобилизованные российской армии. Эвакуация убитых и раненых также не была организована. Ее мы проводили своими силами, оставляя позиции без прикрытия. Подноса воды, продовольствия и боеприпасов не было. Питались тем, что приносили с собой, опять же оставляя для этого позиции. Связи между подразделениями, позициями и также командованием не было. В связи с вышеизложенным просим разобраться в ситуации вышестоящее командование, а также перевести нас из состава подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики в состав подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, так как для местного командования мы являемся пушечным мясом, отправленным на убой. Мы живые люди и хотим вернуться к своим семьям. В данный момент здесь находятся те, кто успел выйти. Остальные не впускают в позиции. Soldații regimentului 54 se plâng de faptul că nu sunt sprijiniți de prorușii din Ucraina, din regiunile pe care rușii le-au organizat. Nu este primul apel de acest fel. Cum să ne uităm la astfel de reacții? În continuare vorbim de o armată a Rusiei prezentă care reușește să cucerească teritorii în Ucraina. Care nu mai reușește să cucerească teritorii în Ucraina, care a reușit datorită efectului surpriză în primele zile să cucerească câteva teritoriile și de atunci a trecut în apărare și a pierdut enorm de mult. A pierdut mai mult de jumătate din teritoriile pe care le-a ocupat pe 24-26 februarie 2022. Este în apărare, încearcă în Donbass să mai facă mici operațiuni. Vedeți dumneavoastră, unitățile militare ale separatiștilor sunt în mare măsură realizate în urma unor mobilizări forțate a oamenilor de acolo, care nu vor să moară, care nu-și doresc neapărat acest lucru. Sunt ofițeri ai forțelor speciale ruse în retragere, foști ofițeri GRU, ale unităților speciale din GRU și din FSB, care conduc aceste unități, dar oamenii respectivi nu sunt foarte dornici și foarte combativi. Ăsta este și motivul pentru care n-au reușit foarte mult. Și evident, dacă intercalezi unități ale armatei ruse cu unități ale separatiștilor, riscul ăsta e foarte important, a spus-o, nu e pentru prima dată, dar este o eroare logistică și strategică fundamentală a conducerii armatei ruse. Nu sunt militar, doar încerc să apreciez situația, domnul general poate să explice mai bine decât mine, dar este evident că n-au niciun fel de capacitate de a asigura susținerea forțelor din linia întâi. Și asta descurajează, asta va fi un avantaj important pentru ucrainieni, pentru că ucrainienii, cel puțin din câte știm noi, nu se plâng de situații de genul acesta. Vedeți, vor să țină liniile de comunicare și de aprovizionare permanent deschise. Domnule Diaconescu, care e părerea dumneavoastră referitor la mutarea armelor nucleare tactice? În continuare, de fapt, aici vrem să punem în context întreaga informație, dacă are legătură momentul, faptul că Vladimir Putin are mandat de arestare pentru că a deportat copiii din Ucraina în Rusia, nu se știe unde, faptul că se vorbește de conflicte între elitele din Rusia și de faptul că forțele ruse nu reușesc să obțină victoriile râvnite, dorite de Vladimir Putin. Repet, inițiativa, escaladare pentru a dezescalada. Deci din acest punct de vedere au inițiativa, mută armele nucleare
în Belarus cu următoarea mențiune, subliniată public, din câte am înțeles, de Moscova. Controlul asupra armelor nucleare va fi, va rămâne la Moscova. Au făcut și o analogie, la fel cum sunt armele nucleare americane, de exemplu în Germania, amplasate, la fel se erigează și Federația Rusă în inițiatorul unei astfel de desfășurări. Deci din acest punct de vedere, din perspectivă tehnică militară, înțeleg că nu s-a produs niciun fel de alertă militară, adică nu s-a trecut într-o etapă superioară în ceea ce privește activarea armamentului nuclear. Din punctul de vedere al presiunii strategice însă, situația, da, este față de ieri, metaforic vorbind, mult mai complicată astăzi și probabil suficient de complicată mâine. Mă întreb însă, și poate ar trebui să înțelegem atunci când facem niște analize de valoare, ce s-ar întâmpla, de exemplu, dacă la Chișinău s-ar schimba regimul politic? Ce s-ar întâmpla ca 73% din Ucraina să fie înconjurată de zone care, într-o formă sau alta, sunt afiliate sau sprijină intervenția militară de la Moscova? Ce s-ar întâmpla dacă în Republica Moldova s-ar amplasa arme nucleare? Pe identitate de rațiune militară, la fel cum se întâmplă acum în Belarus. Deci atunci când judecăm diversele contexte, că am văzut relativizări de tot felul, unele interesante, altele de idioți utili. Dar când relativizăm anumite semnale strategice, ar trebui să ne gândim că o continuitate sau un precedent din acest punct de vedere ne vine colea lângă noi la frontieră la câțiva centimetri. Sigur, nu s-ar pune problema unui atac nuclear, dar s-ar pune problema unei presiuni care în luni sau ani, cine știe cum se poate concretiza. Ori din acest punct de vedere, de aceea această mutare a armamentului nuclear în Belarus, Belarus care are sub suveranitate peninsula Kaliningrad, peninsula Kaliningrad care separă la câteva zeci de kilometri Lituania, statele baltice de Polonia, Lituania de Polonia. Prezența armelor nucleare la câteva sute de metri de o astfel de zonă reprezintă un element de preocupare, hai, ca să nu folosesc cuvântul amenințare. Extrem, extrem de serios. Deci este o escaladare a Federației Ruse. Nu va duce mâine la un război nuclear de nicio formă. Sunt probleme, s-au expus aici foarte corect, și militare și strategice, care ar afecta inclusiv Federația Rusă. Dar NATO ar trebui să reacționeze diferit față de cum a reacționat până acum? Evident că se așteaptă, inclusiv la Moscova, răspunsul Alianței Nord-Atlantice, care va fi unul calibrat. Deocamdată, în perspectiva improbabilă, dar ca și discuție, pentru că este o paradigmă simplă. Cine dă bani să construiască arma nucleară, nu o face ca să o țină în muzeu. E cel puțin o gândire pragmatic mercantilă, economică. Ei bine, NATO în acest moment spune, în condițiile folosirii unei arme tactice în Ucraina, reacția Alianței Nord-Atlantice va fi una proporțională, extrem de dură, folosindu-se însă răspunsul convențional. Acum, cei care ne ascultă, domnul general, știe mult mai bine decât mine, când ameninți Alianța Nord-Atlantică cu răspuns convențional, nu o luați a la lejer. Nu să vi se pare că e așa o chestiune, își mută două, trei tancuri. Nu. În momentul ăla, Federația Rusă ar avea de suferit în ore. Nu în zile, în ore. Dar, mă rog, mergem mai departe. Ori, nici pentru Federația Rusă, nici pentru proiectele sale strategice, militare, nici pentru relația cu China, folosirea armei nucleare ar fi total distrugătoare din acest punct de vedere. China a precizat foarte clar că așa cum rezultă din strategia sa de apărare națională, nu susține și China însăși nu este un stat care va folosi prima armă nucleară. Dar mergem mai departe. Suntem într-o zonă de mesaj care nu trebuie însă tratat cu ușurință. Este însă un moment, repet, care presupune escaladare. Sigur, Vladimir Putin are o problemă destul de complicată în acest moment legată inclusiv de acest mandat de arestare, simbolistică acestui mandat de arestare, izolarea suplimentară generată de acest mandat de arestare, anturajul din jurul lui Vladimir Putin se gândește că ar fi în egală măsură ținta unei urmăriri penale de aceeași natură și dacă Putin, să zicem, politic este protejat sau strategic la un moment dat de repercursiuni penale, alții s-ar putea să nu fie în condițiile în care ar ieși din Federația Rusă. Deci este foarte complexă situația, dar repet, iată ce înseamnă și cum poate să genereze un sentiment de preocupare această mutare nucleară spre frontierele vestice ale Alianței Nord-Atlantice.
Domnule general, foarte multe cifre avansate apropo de pierderile din acest război. Cât de mult pierde armata Rusiei? Pierderile nu se cunosc în realitate, de niciuna din părți. Războiul are propaganda de război. Depinde în ce tabără ești și dacă iei cifrele ca atare, poți să intri într-o anumită capcană. Putem aprecia că pierderile la ucrainieni sunt mai mici pentru că rușii sunt în ofensivă. Invazia a însemnat o ofensivă, sunt în ofensivă și acum încă își păstrează inițiativa în Donbas. Se pierd mai mulți oameni pe timpul ofensivei decât atunci când ești în apărare. Și apropo de o analiză așa cum trebuie, acele imagini cu soldații care, sigur, își citeau protestul, mi se par cel puțin curioase. Erau undeva în refacere. Era un dormitor amenajat într-o clădire, aveau toate condițiile, erau paturi făcute din lemn, se vedea că erau proaspete suprapuse, dar în armată se doarme în paturi suprapuse. Deci ei nu erau pe front, erau în afara frontului. De ce au adresat ei acel protest? Nu apăreau nici ca o formațiune care a dezertat. Rămâne să ne gândim la o prelucrare din spectrul războiului informațional, că apar și asemenea situații. Mai mult decât atâta, nu mai există armata de tip miliție din cele două republici. Cu câteva luni în urmă, cele două corpuri de armată, într-adevăr constituite din milițiile din Donetsk și Lugansk, au fost transformate în corpuri de armată ale Federației Ruse. Apropo și de modul cum gândește viitorul Federația Rusă în această zonă. Nu mai sunt miliții, sunt pur și simplu unități și mari unități care aparțin Federației Ruse. Ca atare, problema cifrei pierderilor, putem să o luăm în considerare, se vehiculează sigur de partea rușilor de la 170.000 la 200.000, de partea ucrainienilor 100.000. Dar comentatorii, spre exemplu, pentru Bahmut, că este o zonă extrem de citată și de analizată, vorbesc de pierderi cam de aceeași proporție de ambele părți. De aici analiza pe care o fac occidentalii care spun continua să mențineți Bahmutul, dar cu o anumită limită, pentru că Bahmutul, dar și alte zone, dădeam exemplu mai devreme, Avdiivka, înseamnă și o scădere a capacității de contraofensivă, pentru că tu îți epuizezi forțele pe timpul unei lupte de poziție, iar lupta de poziție este de lungă durată. Aici este, dacă vreți, o dilemă, să vedem decizia politică în corespondență cu decizia militară, să creeze condițiile favorabile pentru contraofensivă așteptată, dar vorbim de contraofensivă majoră, contraofensivă care cel puțin să elibereze regiunile Herson, Zaporojie, Donetsk, cu cât s-a cucerit Lugansk, ca să nu ne gândim la Crimea, pentru că, într-adevăr, Crimea poate să fie o linie roșie legată de folosirea armei nucleare tactice. Iau un exemplu, dacă o grupare de contraofensivă... La ce vă gândiți când ziceți o linie roșie, Crimea? Pentru că legat de Crimea, problemele sunt mai complexe și din perspectivă istorică și din perspectivă politică. Cred că nu avem timp să analizăm acum, pentru că și problema legată de teritorii, Statele Unite, chiar au cerut lui Zelenski, definește-ne ce înseamnă pentru tine teritoriile și, în mod sigur, s-au gândit la Crimea. Crimea are un istoric un pic aparte, nu? Ea este acea, între ghilimele, donație pe care Hrușov o face în 1954 pentru Republica Socialistă Sovietică Ucraina. Iar reprezintă și o poziție foarte strategică pentru Federația Rusă. Ca atare reprezintă acea linie roșie de care trebuie să ținem seama. Ar fi singurul loc de care am putea lega întrebuințarea armei nucleare tactice, fie doar cu caracter demonstrativ și nu neapărat pentru folosirea ei în scopul rovirii grupării de contraofensivă ucrainiană care ar amenința Crimea. Domnule Purpulescu, despre contraofensiva ucrainenilor, cum vedeți lucrurile? Nu sunt un specialist militar, deci nu mă pot pronunța asupra contraofensivei. Văd că unii o așteaptă cu nerăbdare. Ea va avea loc atunci când se vor întâlni toate condițiile pentru contraofensivă. Rușii sunt mult mai bine pregătiți acum decât erau în toamna anului trecut să reziste, s-au pregătit pentru o astfel de contraofensivă. Să știți că nu trebuie totuși să neglijăm că armata rusă dispune de suficient de mulți ofițeri capabili care pot să gândească strategii și tactici. Domnul general vorbea mai devreme inclusiv de posibilitatea de a întinde capcane armatei ucrainiene. Cred că ucrainienii sunt conștienți de
acest lucru. Este o evidență că vor încerca o contraofensivă, dar au în momentul de față armele necesare pentru ca această contraofensivă să fie un succes. Mai devreme, domnul general vorbea despre pierderile din ofensivă. În ofensiva de la Herson, ucrainienii au avut în toamnă pierdere de câte 300 de militari pe zi, date pe care le am din surse ucrainiene. Enorm de mult, dacă veți calcula, că vorbim despre o ofensivă care a durat 3 luni de zile. Poate nu în fiecare zi a fost atât de, au fost atât de mari pierdere, dar au fost foarte importante și atunci, pentru prima dată, rușii au folosit celebrele drone iraniene sinucigașe, care făceau revagii în interiorul trupelor de asalt ucrainiene și au pierdut soldați capabili, care e foarte greu ca o astfel de unitate să fie refăcută. Iar capacitatea Ucrainei de a reface este mult mai mică. Deci, pentru Putin, timpul trece în favoarea sa, sigur are o vârstă, dar el speră ca până la urmă Occidentul să nu mai sprijine Ucraina. Varianta pe care a expus-o foarte bine mai devreme domnul ministru Diaconescu este cât se poate de realistă. Încercarea de a destabiliza guverne, inclusiv guvernul Moldovei, pentru a supune Ucraina la o presiune extraordinară, există, este o intenție cât se poate de clară a Rusiei, nu are încă toate condițiile. Dar gândiți-vă că în acest moment în care noi discutăm, în toate statele din Uniunea Europeană există mișcări sociale care pun în discuție guvernele. Aceste mișcări sociale, sigur că sunt în general produsul crizei economice, care e o consecință a războiului, dar ele pot să slăbească pe termen mediu, inclusiv sprijinul pentru Ucraina. Vă spuneam că ne uităm și la ce văd rușii la televizor și vreau să urmărim un fragment. Pentru că se explică acolo cum tancuri din anii 50 sunt trimise pe front, iar propaganda Kremlinului, în frunte cu Vladimir Soloviov, spune că, oricum, aceste arme sunt mai bune decât cele noi, moderne, occidentale. E interesant că videoclipul pe care urmează să-l vedem a fost distribuit, desigur, cel mai probabil în mod ironic, de ministrul apărării din Ucraina. Тут стали говорить про танки Т-54, какой-то эшелон. Да, вот ролик появился в интернете покажем, о том, что эшелон танков Т-54, Т-55 движется в каком-то направлении. И, значит, очень неуместные шутки, что будем скоро 34-ки снимать с постаментов. Понадобится будем, мы танками на постаментах бронетанковую дивизию сможем укомплектовать. Когда у всех уже все закончится, а у нас еще этот задел, точно такой же задел Советского Союза наших отцов едет сейчас. И он прикалываться над этим нет смысла. Domnule general, un răspuns scurt din partea dumneavoastră. Arme, adică tancurile acestea din anii 50. Să mai credem în T-55-54, mă refer acum la T-55, două treimi din tancurile armatei române în această etapă sunt T-55. Trebuie să ne apărăm țara până vin tancurile Abrams și cu un tank, cu un batalon de tancuri, iertați-mi, de tancuri modernizate. Tancurile T-55, dacă le aduc rușii pentru întărirea apărării, sunt foarte bune. Au un tun de 100 de milimetri, au o carcasă blindată. Pot fi îngropate într-un amplasament, pot să distrugă multe din mașinile de luptă ale infanteriei, ale adversarului, fie ele nu numai BMP-1 sau BMP-2, fie ele și Marder sau deci Abrams. Deci nu au problemă rușii. Și cu aceste depinde cum le folosești. De folosit în ofensivă înseamnă că trimiți la luptă acele echipaje într-un consciug. Pentru că au dacă fost blocuri militari. Dar dacă care le folosești în apărare, poți să realizezi aliniamente foarte puternice de apărare. Să nu uităm că rușii consolidează aliniamente de apărare la contact și în adâncime pe principalele comunicații, inclusiv pentru prin executarea unor lucrări de fortificații betonate. Ca atare, nu excludem aducerea acestor tancuri cu scopurile de a întări apărarea, tocmai legat de ceea ce discutam. A face contraofensiva ucraineană imposibilă, nu imposibilă ca începere, ci imposibilă ca succes, un succes limitat. O contraofensivă care se oprește după o adâncime de 30-40 de kilometri nu înseamnă un succes când ea trebuie să meargă pe o adâncime de 150-200, chiar 300 de kilometri. Domnule Diaconescu, în același timp,
Argumentele pe care le folosește Vladimir Putin au rădăcină în Statele Unite ale Americii, în Europa. El mereu folosește argumente de apărare. Acum mută armele nucleare pentru că așa au făcut și Statele Unite ale Americii. Sau pentru că Marea Britanie a trimis acel armament, acea muniție cu uraniu sărăcit. De unde sau pe cine convinge acest discurs? Ei, față de acum un an, când a promis o victorie rapidă, uniforme de paradă în vehicule blindate ruse la intervenția în Ucraina, situația s-a schimbat dramatic. Cu toate acestea, mesajul trebuie adaptat realității. Realitatea arată, cum spunea domnul general, aproape 200.000 de coșiuge care se întorc acasă. Sigur că în acel moment e cam greu să bați mentalul public și emoția cu televizorul în orice fel de dictatură te afla, autocrație te afla. Și din acest punct de vedere, schimbăm de la atacul unui teritoriu oarecare numit Ucraina, care oricum ne aparține și în care au apărut forțe care nazifică populația de acolo, într-un război defensiv, pentru că de-aia ne-am retras, într-un război defensiv împotriva Alianței Nord-Atlantice, care prin ucraineni, în război prin proxy, atacă practic nu numai Federația Rusă, ci și valorile tradiționale ale statului rus, nostalgia post-imperială, etc. Ori din acest punct de vedere, evident, poziționarea în Belarus este una defensivă, nu-i așa? Cum adică să ne gândim că Federația Rusă ar posta armamente nucleare pentru un anume tip de descurajare în sens ofensiv? Nu. Deci, intră în același pachet pe care, sub nicio formă, nu-l va abandona Moscova, încercând, repet, să justifice o situație militară extrem de critică și premize evaluate greșit, care întotdeauna au consecințe politice. Ori, o astfel de situație, repet, și în condițiile dramelor foarte serioase prin care trece o foarte mare parte a societății ruse, trebuie explicată într-un fel. Și explicația nu poate fi decât una de apărare împotriva unui dușman cu o forță militară incontestabilă, numit Alianța Nord-Atlantic. Speră foarte mult rușii că vor obosi occidentalii cu trecerea timpului, a lunilor de război, că nu vor mai avea forță, susținere populară pentru a ajuta militar Ucraina. Iarăși, politic, aici este o problemă de timp. Vladimir Putin, dacă are resursa militară suficientă, cu tancuri vechi, cu ce-o fi ele, are posibilitatea să tragă de timp și să producă mari probleme în Ucraina pe o perioadă mai lungă de timp. Lumea liberă, care asigură Ucrainei necesarul militar pentru această criză, trece prin evaluarea opiniei publice interne, sunt probleme economice, partide politice, presă, variante induse sau nu de războiul hibrid în ceea ce privește mesajele publice și Statele Unite mai intră și în alegeri anul viitor, alături de altfel și de instituțiile europene. Ei bine, dilema ucraineană, indiferent cum e ea potențată, în mod clar va produce un anume tip de presiune politică în Occident și nicio presiune politică suplimentară în Federația Rusă. Deci are timp. Ori, din această perspectivă, se gândește că, totuși, genul de coeziune pe care l-a generat invazia în Ucraina, inclusiv între dreapta și stânga în societățile lumii libere, va avea de suferit implicit și decizia în ceea ce privește o eventuală flexibilizare și diminuare a ajutorului pentru Ucraina. Domnule profesor, timpul este avantajul lui Vladimir Putin în acest război? Așa crede. Și pe de altă parte, există un risc serios ca alegerile de anul viitor să schimbe raportul de forță, dar și occidentali înțeleg. Emmanuel Macron vorbește cât se poate de clar că este nevoie de o victorie ucrainiană și de o susținere totală. Statele Unite ale Americii fac acest efort. Au înțeles că ăsta e momentul. Știți, dacă ucrainienii vor eșua în ofensiva pe care o pregătesc, atunci Vladimir Putin va mai avea un an și jumătate la dispoziție, iar Ucraina va trece prin momente dificile. Nu vreau să mă gândesc la scenariul în care un președinte gen Donald Trump ajunge la Casa Albă, pentru că din acel moment Ucraina rămâne singură și nu poate rezista. Este cât se poate de clar, dar bătălia culturală și ideologică și propagandistică e pe cale de a fi câștigată de Rusia, inclusiv în țările noastre. Gândiți-vă că, după cum știți, merg destul de mult în Occident, cunosc
destul de mulți oameni care de la începutul războiului până acum și-au schimbat poziția față de el. Nu în sensul în care acceptă agresiunea rusă, ci în sensul în care interpretează perioada 2014-2022 ca război civil ucrainian și ca o perioadă în care ucrainienii nu au făcut altceva decât să nu le dea drepturi celor din Donbass proruși, cu argumente din ce în ce mai sofisticate. Trebuie să ne pregătim pentru un război hibrid care va deveni din ce în ce mai puternic în lunile următoare, iar noi îl simțim și în societatea românească cât se poate de clar. Am avut mai multe ofensive sau preofensive, dacă vreți, pentru că mă aștept ca mare ofensivă să vină în câteva luni de zile, în care opinia publică românească și ea să nu mai susțină în niciun fel cauza ucrainiană. Domnule general, uraniu sărăcit, un argument pe care l-a dus Vladimir Putin acum pentru a muta acele arme nucleare tactice în Belarus, pentru că au fost furnizate Ucrainei de către Marea Britanie. Ce face această muniție cu uraniu sărăcit? Această muniție cu uraniu sărăcit are o putere de pătrundere mai mare prin blindaj. E vorba de un proiectil împotriva mijloacelor blindate a tancurilor. Tot uraniu sărăcit întărește blindajul. Deci armatele au și blindaj cu uraniu sărăcit și proiectile de tank cu uraniu sărăcit, inclusiv Federația Rusă. E radioactiv? Nu. Nu? Păi cum să fie radioactiv dacă tu ai proiectile cu uraniu sărăcit în compartimentul, nu, unde te ții muniția și nu ai toate condițiile de securizare, nu ți îmbolnăvești propriul echipaj, mai mult decât atât. Cel mai performant blindaj la Abrams și care nu este livrat pe piața externă conține uraniu sărăcit. Să credem că americanii își contaminează propriile echipaje de tancuri, am exagerat. Nu este nicio legătură între proiectilul sau blindajul cu uraniu sărăcit și arma nucleară, fie ea proiectil de artilerie, fie bombă de aviație, pentru că acolo vorbim într-adevăr de uraniu îmbogățit. Vorbim de puterea nucleară de kilotone. Iar proiectilul nu distruge prin sine, el distruge nu atât prin suflu, deși are și suflu, că nu este exploziv, mai ales prin incendiere, incendierea muniției. Orice proiectil în momentul în care a pătruns prin blindaj, dacă pătrunde prin blindaj și ajunge în zona în care este depozitată muniția unui tank, vorbind de 40-50 de proiectile, s-a produs explozia și atunci, sigur, se autodistruge, de fapt, tankul. Ca atare, nu putem să facem o legătură nici de cum între eventuala sosirea proiectilor de 125 mm pentru tancurile Challenger, 120 mm, iertați-mă, 125 mm e calibrul la ruși, la T-90, și mutarea sigură a nucleare tactice în Belarus. Este doar o speculație. Voiam să ne lămuriți cu privire la acest armament, pentru că a fost folosit ca argument de Vladimir Putin pentru a face această mutare în Belarus. Vă mulțumesc, am ajuns la finalul acestei ediții speciale. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Luăm o scurtă pauză. Când revenim, facem cunoștință cu un român care a făcut Americile pe bicicletă, a călătorit în întreaga lume, acum a călătorit în întreaga Australie și ne povestește experiența lui de viață imediat aici la ediție specială.